Bună, eu sunt Ili, iar astăzi o să fac un videoclip cu dragonii mei și o să fac o mică povestioară. Sper să vă placă! Apropo, îmi place foarte, foarte mult să fac dragoni și dacă vreți mai multe videoclipuri, să fac un tutorial cum să faceți un dragon. Nu ca asta pe care l-am eu în mână, pentru că știu altă tehnică. Ca ăsta cu fața așa mare, pentru că mi-e diferit. Sau unul care clipește. Să-mi spuneți, de fapt, dacă strângem multe like-uri la videoclipurile cu dragoni, vă fac și un tutorial. Deci, să începem! Apropo, povestea se numește Unicorn printre dragoni. Ce zi frumoasă e aici! Ce scutoase astea? Wow, sunt prea multe, nu pot să le iau în gură. Cred că trebuie să aduc o să aduc o pungă. Revin imediat. Wow! Delicios, niște ouă curcubeu. Cred că o să iau unul pentru masă. E foarte, foarte bun. Da. Perfect. Bun, acum doar trebuie să-mi aleg o culoare. Ăsta albastru, arată apetisant, cred că o să iau pe cel albastru. Nu-mi place galbenul. Portocaliu, nu e genul meu. Prea multe ouă roșii. Să fim serioși, nu e paștele. Mov? De fapt. Mai mult albastru. Albastrul este ca cerul. Prea mult de fată, pițigaia și roz. Turcoază, culoarea mea preferată. Cât că văd de masă. Acum o să pun toate ouăle astea înapoi. Și o să iau restul. Cred că o să le car pe rând. Perfectă, ușorilor! Tocmai am citit pe net și am aflat că sunteți niște ouă colorate, dar încă nu știu de ce, pentru că pe net nu scria. Sau n-am avut timp răbdare să citesc. M-am și numărat la început. Imprevizibil știu. Cu ajutorul cornului meu pot face orice. Și mi-am adus aminte că v-am numărat. Acum avem 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, topic, corn, zim, parcă era 13. Ha? Unicornule, pleacă, nu e locul tău aici? Ba este. Oulele astea vreau să le iau cu mine. Dar unicornii sunt vegetariani. Nu le mănânc, ce ai? De ce l-ai luat primul pe cel roșu? Este cel mai urât. Cum poți să spui că e cel mai urât? Mai bine ia-l pe ăsta. Hei, încet că el e doar un ou. Doar pentru că ești unicorn, crezi asta. Mă rog, tocmai vreau să iau un picnic aici, așa că dăm toate ouăle albastre, vreau să le mănânc. Nu le mănânci, poate sunt pui în ele. O mamă vultur poate le-a scăpat. Uite cât de multe sunt. Mă rog, cui mai pasă? Mie!
Totuși, o să mănânc oul ăsta. Au! Hei, îmi furi masa! Nu ți-am furat-o! Tu nu înțelegi că ouăle astea aparțin cuiva? Vreau să le iau să le pun la căldurică și să le dau să înapoi spui. Dar asta înseamnă că tu ne furi mâncarea. Asta e o sursă de mâncare foarte mare pentru dragoni. Bine, e mare, dar eu mănânc doar ouăle albastre. Hei, oprește-te! Dă-mi asta înapoi! Nu trag de el. Dacă tot ții așa, o să spargi oul. Și cui pasă? Vreau să-l mănânc. Mie-mi pasă. Mă rog, nu mai contează. O să plec acasă, pentru că tu ești un unicorn care n-ai trecut în lumea dragonilor. Trebuie să duci acasă la tine, lumea unicornilor. Nu-mi pasă, pleacă. Of, năucul ăsta. Nu pot face chiar nimic cu el. Oh, nimic că nu mai vreau să am grijă de ouă acum. Din cauza lui m-am și pus omorât. Haideți ouă. Cred că ar fi bine să vă pun într-un loc în care să vă protejez. Unul ăsta cald și mare o să vă ajute. Măcar pot să atrag chestii și să levitez obiecte, să fac unele obiecte să leviteze cu acest corn. De fapt, de ce mai bine pun toate ouăle cu cornul acolo?